Deci un la a doua variantă, am terminat-o prima. Ce ți-a făcut mai mult? La primul exercițiu. Acea... Cu F de 1, F de 2, nu? Da. Acolo a fost cel mai interesant. Dar asta a fost de rutină. Da, care... după a fost un complet, logarit, nu deci, termen raționali. Nimic deosebit. Da. Ia să vedem la varianta lor. Deci așa, arătați că Z 1, prima chestiune. Arătați că Z egal cu 1 plus I la 2016 supra 1 minus I 1 minus I la puterea 2012 este număr real, aparținându-i ea. Trebuie să arătăm că acest număr Z este număr real. Cum ai de gând să... la calibrării de aici? Este număr real dacă... Partea sa imaginară este 0. Da. Ar dispare. Deci, hai să luăm și noi pe 0. Egal cu 1 plus I la puterea 2016 supra 1 minus I la 2012. Egal. Avem două posibilități de lucru, sub formă trigonometrică sau sub formă algebrică. Deci zic să ne zicem sub formă algebrică întâi și până ne-am gândit și la trigonometrică. Sub formă algebrică. Ai vreo idee cum pornim? Aș fac un binomul unitor. Să te ducem cu binomul unitor, dezvoltăm? Oai, ai, 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 da. El se așează într-o formă acolo, o să-i... Însă 1 plus I și 1 minus I, când te uiți la ele, ce sunt? A, sunt... conjugate, numere complexe conjugate. Da. Că partea imaginară e la 1 I și la cealaltă e minus I. E, și atunci, m-aș gândi pe 2016, să zic la 2012 plus 4. Da. Deci aș zice așa, e calcul. 1 plus I la puterea 2012 ori 1 plus I la 4, nu? Da. Supra 1 minus I la 2012. Și era mai departe, ia să vedem acum, pentru ce am scris eu așa, crezi tu? Păi... pentru că și ăsta așez la 2012. Să scriu doar atât. 1 plus I supra 1 minus I la puterea 2012 ori 1 plus I la 4. Și dau mai departe. Păi I la a 4-a. Acolo... faptul că e și unul și altul la 2012 și numărătorul și numitorul, cum aș mai putea să spun? Am zis așa, da? Da. Și aici ce pot face? Să învățesc conjugata. Conjugata. Deci vine cât? 1 minus I prin 1 plus I, adică 1 plus 1, 2. Bine, sus, mulțim cu și sus și jos. Da. Cu conjugata 1 minus I, 1 plus I. Și sus ar veni 1 plus I la a doua,
supra 2, zis parcă, nu? Da. Supra 2, totul la 2012. Ori 1 plus I la 4. 1 plus I, totul la 4. Și egal cu 1. Hai să ridicăm la a doua. Da. Și cât ar veni? 1 plus I minus... plus... 1 plus 2 I. 2 I. Minus 1. Minus 1 supra 2. Totul la... 2000. Totul la... mai la numărător. De fapt, a indicat. Păi da, la doar, deci supra la 2012. La 2012 și mulțumim 1 plus I. Totul la 4. Și egal. 1 cu 1 și ar veni I. Facem I la 2012. I plus 1 plus I. 1 plus I. Totul la 4. 4. Și egal cu? I la putere pară. La 2012. A, nu. Deci, 2012 la, să-l împărțim la 4. Ca să vedem, să vedem care este. Și data, da? Așa. Deci, 2012. Păi, da, fix 53. 53. La rămânirez, deci ar rămâne. Deci, va veni I la 4, totul la 53. Așa zic, da? Da. 53 sau 503? 503. 503. Înmulțit cu 1 plus I, să ridicăm la a doua și frumos să ridicăm la a doua. Da. La a doua e văzut de frumos. Cât face? 1 plus la a doua dă 2I. Da? 2I, totul la a doua ar veni. Da. Și egal cu I. Cât face I la a patra? I la a patra... Păi la de minus... I la a doua, I la a doua face minus 1, încă la te la a doua, minus 1 la a doua 1, I la a patra face 1. 1, 1 la 503, ori 2, 4, I la a doua. Și egal cu? I la a doua fi minus 1. Da, și face minus 4. Și este un număr real. Am calculat și numai în parte imaginea, este numărul real. Da. Simplu. Da. Deci a fost destul de simpatic. Când ți-a plăcut aici? Când am scris 2016. E, așa. Deci 2016 ca 2012 la... Și care a fost motivul pentru care am ca să avem unul plus I supra unul și așa, la așa, a să pot aplica conjugatul. A aplicat conjugatul. Am ridicat la a doua acela, pentru că am scris... Am aplicat cu rugata 1 minus I este 1 plus I și era deja 1 plus I și 1 plus I la a doua. Da. Și supra 2, știm de ce, și totul la 2012. Și a interesant că 1 plus I la a doua scapă de partea... Rămâne 2I. Da. 2I pe 2 la 2012. Am scăpat pe 2 la 2012, nu am mai scris. Asta păi s-a simplificat de dar... S-a simplificat de cu 2, da? Da. Și a rămas mai I la 2012, corect. Frumos, interesant. Sub calculul algebric și să știi să manevrezi toată povestea asta, nu? Deci asta a fost. Hai să ne ducem și la forma trigonometrică. Tot am spus că am avea și varianta asta, trigonometrică. Deci anulăm pe 1 plus I și îl trecem din forma algebrică în formă trigonometrică. Să zicem. Z1 egal cu 1 plus I. Și care e forma trigonometrică? Z1 egal cu modul din Z1 lângă cosinus de alfa plus I sinus de alfa. Și pentru ca să vedem argumentul alfa, modul din Z1 mai întâi. Hai să vedem modul din Z1 egal cu cine? Z1
radical din, din partea reală la pătrat 1 plus partea imaginară la tot 1 1 la pătrat. E radical în B, da? Da. Și atunci, pentru a vedea imaginea, unghiul pe care îl face, facem reprezentarea în plan și partea reală 1, partea imaginară tot 1, deci este un unghi la 45 de grade, e pătrat aici. Da. Deci alfa egal cu pi pe fa. Și atunci z-ul va fi egal cu radical din 2. Pentru cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4. Și l-am scris pe z-ul. Și atunci eu continuu aici ieșit, egal cu prin difracții, radical din 2, pe lângă cosinus de pi supra 4, plus i sinus de pi supra 4, totul la puterea 2000, cât este 2016, supra. Este exact ca acela de mai sus, numai că e simetric. Și unghiul va fi negativ, va veni cu minus aici. Da. Deci, hai să reprezentăm, ca să fie clar. Deci, cât este partea reală? 1. Și partea imaginară e minus 1. Și avem minus pi pe 4. E minus pi pe 4, în sensul ăsta. Da. Da? Deci, o să spun că am radical de 2, tot așa va veni. Când e cosinus de minus pi pe 4 plus i sinus e minus pi pe 4. Și toată asta, la puterea... Poftim? 2012. Și egal cum? Cum se ridică un număr complex la o putere? Se ridică partea, modulul. Da. Și unghiul se multiplică. Da? Deci unghiul alfa se multiplică ori pi pe 4. Da. Și vine radical din 2 la 2016 pe lângă cosinus de 2016. Dar vine 504. Nu. 2016 pe 4 va fi 504 pi. 504 pi. Așa este, da? Da. 504 pi. Plus i sinus de 504 pi. Totul supra, la numitor. Radical din 2 la 2012. Radical din 2 la puterea 2012, pe lângă? Cosinus de 503 pi. 503 pi, da? Da. De minus, dacă respectăm. Da. Cosinus de minus 503 pi plus i sinus de 500, minus 503 pi. Și egal mai departe cu radical din 2 la 2016 cu 2 la 2012. Rămâne sus radical din 2 la 2 la 4. Adică 2 la a 2. 2 la 2. 2 la 2 a 1. Cos de 504 pi, eu pot să spun că este cosinus de 2 ori 200 cât? 252, da. Nu? Da. Deci cosinus de 2 ori 252 ori 252 pi plus i sinus de 2 ori 252 pi supra cosinus de aici, cum să spun,
ar fi un pi, un minus pi, și pe urmă 502. Dacă îl scrii pe 503 ca fiind 502 și cu un pi, deci vine așa, minus 503 pi, poate fi surprins ca fiind minus pi, plus minus pi, minus 502 pi. Bine? Da. Și care este minus pi, minus de două ori 251, da? Da. 2 ori 251 pi. Și atunci zic exact așa, cosinus de minus. Cos de minus pi. Pun așa în parte, da. Rotundă. Minus 2 ori 251. 2 ori 251 pi. Plus i sinus de același lucru. Sinus de minus pi. Minus 2 ori 251 pi. Și egal cu. Nu mai pun paranteză dreapta. Da. 4. Hai să mă duc 4, da. 4 înmulțit cu. Hai să ne amintim cât este cosinus, cosinus de alfa plus 2, ca datorită faptului că e periodic, vine cos de alfa. Da? Da. De alfa plus 2 ca pi face cos de alfa. La fel și la sinusul. Și sinus de alfa plus 2 ca pi egal cu sinus de alfa. Aici am 2 K, K-ul este ăsta, ori pi, 2 K pi. Da. Dar nu mai am pe alfa, înseamnă că e 0. Deci pot să spun cosinus de, cos de 0 plus 2 ori 252 pi plus i sinus de 0 plus 2 ori 252 pi. 2 pi supra cosinus de minus pi minus 2 ori 251. Dar aici am pe alfa. Alfa este minus pi. Da? E da. 2 ca pi, acela este 2 ori 251, da? Deci rămâne cos de minus pi plus în plus i sinus de minus pi. Și egal cu minus pi, da? Și egal cu cât va fi sus. Dar pe uite, pe rezistență, sinus cosinus, rămâne cos de 0. 4 ori cos de 0 plus i sinus de 0. Grate, da? Da. Cos de 0 plus sinus de 0. Supra cos de minus pi plus i sinus de minus pi. Și egal cu 4 ori. Cum se împar două numere complexe sub formă trigonometrică? Se scad. Se împar moduli și se scad argumentele, da? Deci vine cosinus de 0 minus minus pi, deci de pi, 0 plus pi, plus i sinus de pi. Da? 0 plus pi, tot pi. Și egal cu 4, cosinus de pi, plus i sinus de pi. 4 pe lângă, cos de pi plus i sinus de pi. Cât e cosinus la 180 grade? Hai să vedem cercul trigonometric. 180 de grade înseamnă că m-am dus așa, am făcut 180 de grade, sunt la cine acasă? Pe axa asta se reprezintă cosinus. Sunt la cosinus acasă și sunt partea asta, deci este minusul. Minus. Deci punctul ăsta ce coordonate? Punctul, am notat cu A parcă aici, A prim, B și B prim, da? Da. Ce coordonate? Are X-ul este minus 1 și Y-ul 0.
Da? Minus 1. Și parcă este cosinusul ăsta și ăsta e sinusul. Y-ul e sinusul, da? Deci cos de pi este cât? Minus 1 și sin de pi este 0. Cos de pi minus 1 și sin de pi este 0. Și atunci vine 4 ori minus 1. Și vine minus 4. Deci răspunsul calculului este minus 4, care este un număr real. Când de data trecută? Tot minus 4. Iată că am făcut-o prin două metode, și prin calculul, și sub formă trigonometrică, și sub formă algebrică. Unde ți-a plăcut mai mult? A fost algebrică, mai la îndemână, da? Da. Aici trigonometria te, da, te scoate din mână. Dar nu e, e deloc dificil, numai că trebuie lucrat, asta e sigur. Da. Deci, ce am făcut aici? Hai să ne recapitulăm ce am făcut. Am scris pe Z1 sub formă trigonometrică, pe Z2 sub formă trigonometrică. Și cum se împart, cum se ridică o putere, se ridică modulul și unghiul se multiplică. Și am ajuns la raportul a două numere complexe, sub formă trigonometrică. Și cum se împart? Se împart modulii și se scad argumentele. Și aici trebuie să ținem cont de periodicitate. 2kπ acela a fost important. Alfa plus 2kπ. Sinusul și cosinusul sunt periodice, nu? Cu 2kπ asta. Se repetă după multipli, perioada de multipli de 2pi. 2pi, 4pi, 6pi și mai departe. Acum am avut 2pi ori 504 sau 503. Sau 501, cât o fac acolo. Da. În final, datorită periodicității, am redus la unghiul din cadranul întâi și am avut 0 și celălalt a fost unghiul minus pi. Am luat un sens negativ. Da? Și în final am reușit să găsim că rezultatul ar fi 4 cos de pi plus i sin de pi. Sin de pi este 0, cosinus e minus 1 și am ajuns 4 minus 1 minus 4. Și am ajuns la același rezultat. Este un număr real. Sigur că fiecare își alege varianta mai la îndemână, dar aici, prin forma algebrică, e foarte greu, trebuie să nu-ți vine aminte să ridici, să așezi pe 2016, da, ca fiind la, la 12 și da, la 4. Deci au fost câteva capcane acolo. Asta o chestie și primul să ridici pe 1 plus i la a doua. Da. Care ți este de mare avantaj, nu? E? În varianta în care nu te prinzi, nu te-ai fi prins de așa ceva, ar fi trebuit să duci pe varianta trigonometrică. Așa că, iată, bun și trigonometrică, varianta trigonometrică. Da. Dar aici ce faci? Trigonometria bată vina. Da, dar trebuie odată și odată să ne apucăm de ea și să o facem... Spuneam că există și volumul acela, dar mai ai ajuns în posesia lui. O să ajungă, să-i rugăm pe vizitatorii noștri. Deci este volumul trigonometrie făcut perfect. Cu toate elementele de acolo, de la noțiuni elementare, de la măsura unghiilor, tot. Și în 15 ore, cât sunt 10 DVD-uri, 10 ore, o oră și jumătate, în 15 ore am făcut toată trigonometria. Da? Deci este concentrată și făcută cum trebuie. Așa, când se intră la Prof Online acolo și se dau pe pachete de DVD-uri, apar volumele. Și există un volum cu trigonometrie și ecuații trigonometrice, tipuri și așa mai departe. Am finalizat cu toate. Funcții directe, inverse, tot. Da. Și haide să vedem și următorul. Am debutat cu chestiunea asta sub formă trigonometrică. Numărul ăsta complex ca o fracție, cu operații cu numere complexe. Deci a fost aici operații cu numere complexe, da? Da. Asta a fost de bază.
Se dă funcția. E funcția, e ținte pe ea, cu vapor în viață. Având expresia deci de compozit, de corespondență, modul în care obține micrici, în două variante. X plus 1, când X aparține lui Q, deci când sunt fracții. Și radical din 2X, aici nu înțeleg dacă X-ul este sub radical sau nu. X este sub radical, dar nu știu. Ia să uită, este sub radical. Deci X-ul este sub radical. Sigur așa, da? Da. Radical din 2X minus 1, dacă X aparține lui el, minus Q. Da. Deci este o funcție. Este o funcție asta dată prin 2x prin mare. Dar e interesant că într-o variantă e numai cu x și din Q. Și cealaltă e cu x și irațional. Când am vorbit odată din numele reale, am spus așa, că la început s-a lucrat cu mulțimea numele naturale. 0, 1, 2 și mai departe. Când s-au adăugat și cele negative, s-au adăugat și cele negative și am făcut numele întregi. S-a simțit nevoia numerelor fracționale, pentru că nu totdeauna am avut nevoie numai de numele întregi. Nu? Am luat și o jumătate de pâine. Da. Și iată nevoia de numere fracționale. Dar toate numerele acestea fracționale nu umplu axa reală. Deci toate numerele decimale sau fracționale nu lipesc, nu sudează punct de punct de pe axa reală. Mai sunt găuri. Și sunt acele numere care au o infinitate decimale. Cum ar fi radical din 2, dacă extragem, nu terminăm de extras niciodată. Că 1 pe 4 e 0,25, adică este cu număr decimal infinit. Da. Dar radical din 2 nu e un număr decimal finit. Și nici periodic simplu, nici periodic mixt, astea simple sau mixte, se pot așeza ca o fracție. Pe când alealte nu se mai pot aranja ca o fracție. Numele iraționale nu se așează ca o fracție. Și acum, aici avem un mod de definire foarte, foarte ciudat. Când luăm fracțiile, modul de obținere a y-lor este clar, tot un y rațional cu fracții plus 1, tot o fracție va fi. Iar când luăm numere iraționale, vom obține, cred că, tot numere iraționale. Dar sunt încă nedumerit dacă x-ul ăsta este subradical sau nu. Vreau să mă identific. De ce cu radical din 2 și unde este... Radical din 2 ori x. Radical din 2 ori x, da? Da. Bine. Hai să-l lăsăm așa. Da. Hai să vedem așa. Să arătăm că funcția asta nu este injectivă, parcă este, da. Nu? Trebuie să se arate că f nu este
injectivă. Mai întâi, definiția injectivității era așa, definiție. IF, definită pe... Iar cu cazul ăsta, IF cu valori în IF. Injectivă, dacă și mai dacă. Oricare ar fi X1 diferit de X2, se rezulte că F de X1 diferit de F de X2. Deci la orice valori distincte, două valori distincte, imaginile să fie distincte. Bun. Ei, la orice două valori distincte, să rezulte imagini distincte, da? Când ar fi funcția injectivă? Când ar fi negația acesteia. Deci, IF definită pe IF cu valori în IR nu este injectivă dacă și numai dacă, nu este injectivă dacă și numai dacă, există. Deci cuantificatorul oricare trece în există. Există o pereche X1, X2, una diferită de X2, așa încât F de X1, imaginea lui X1, să fie, F de X1 să fie egal cu F de X1. Deci să găsim două valori distincte care să aibă aceeași imagine. Atunci funcția nu este injectivă. Exemplu. Uite, funcția următoare. F, definit, F de X, dau legea. E egal cu X pătrat, minus 5X plus 6. Nu este injectivă, deoarece există X1 egal cu 2 și X2 egal cu 3. Am două valori distincte. X1 diferit de X2, pentru că 2 diferit de 2 e diferit de 3, da? Și F de 2. Imaginea lui 2 cât este? 4 minus 10 plus 6, 0. Dar F de 3. F de 3, 9 minus 5 plus 6, 0. Deci atât că am găsit valori... Nu, nu e F de 2. Bine, așa trebuie. 2 are ca imagine pe 0 și 3 are ca imagine pe 0. Valoarea face. Și ele sunt două valori distincte, da? Da. Deci dacă găsim și noi acum două valori distincte, un X1 și un X2, și să dea același lucru, gata, funcția nu mai este injectivă. După tehnica de aici. Da. Să găsim două valori distincte care să ne conducă spre aceeași imagine. Ia să zicem, pentru X1 egal cu 3, care e cifră de număr 3? 3 e număr 4. Pentru X1 egal cu... Hai să zic 2. Pentru X1 egal cu 2, ce fel de număr e? Rațional sau irațional? Irațional. Rațional, da? Rezultă atunci că F de 2 egal cu. După care legem pe 2 acum, se caută imaginea. După prima sau după a doua? După a doua. Păi dacă e rațional, dar rațional că e 2, 2 pe 1 poți să scrii, da? 2 pe 1. Deci este din Q ăsta. Și după elementele din Q, aici trebuie să mă duc. Deci face cât? F de 2 egal cu 2 plus 1 și egal cu 3. Deci imaginea lui 2, prin funcția respectivă, este 3. Dacă eu găsesc pe alt element care să aibă tot imaginea 3, un alt X, și ca să mă ducă spre 3, sunt gata cu problema. Minus 4? Deci,
caut un ATX și încât să imaginea să fie tot 3. Dar bănesc că după rețeta a doua. Deci ce X să înlocuiesc? X-ul să fie irațional de data asta. X-ul să fie rațional. Ce X să pun eu aici? Irațional. Irațional. Încât după calculul care se va face, păi, dacă l-am egalat cu 3, adică radical din 2x minus 1 egal cu 3, l-am duce pe 1 în partea cealaltă. Așa, iată o idee deșteaptă. Deci radical din 2x minus 1 să facă 3, ca să fie imaginat 3, ar însemna de aici că radical din 2x este 4, egal cu 4, ridicăm la pătrat, nu? Da. Și vine 2x egal cu 16, atunci x egal cu 8. Din păcate nu mi-a dat un x irațional. Da. A dat un x rațional. Și eu aș vrea să dea un x irațional. Dacă am egalat cele două, x plus 1 egal cu radical din 2x minus 1. A, așa, ca să vezi ce x să fie deci noi l-am luat așa pe 2. Da. Cu gândul că am văzut o radicală din 2 și am zis că trebuie să fie ceva aici. Dar nu pot să mă duc locuind pe x cu 2 și în a doua. Un an aș putea să locuiesc pe x cu radical din 2. Și atunci... Adică radical de ori 2 radical de ori. Da. Deci de ce aș fi vrut să fie, sfără să fie fost radical? Radical din 2 ori x. Asta aș fi vrut eu să fie. Se poate greșeal tipar, la culegerea asta am mai găsit greșeal tipar. Deci, eu mi-aș fi dorit să fie așa. Pentru că să nu-l prindă și pe x sub radical. Pentru că atunci aș fi vrut zis pe x egal cu radical din 2. Și radical din 2, radical din 2 face 2. Și 2 minus 1 face 1. Și aici, ca să facă 1, aș lua pe x egal cu 0. Deci, asta spun, da. Asta m-aș... De-aia tot am întrebat eu. Și cred că așa este. Radical din 2 ori x minus 1. Da? Da. Și atunci, iată, pentru situația în care am pe x egal cu... pe x egal cu 0. Ia să vedem. Deci pentru x1 egal cu 0. Hai să zic așa aici. Pentru x1 egal cu 0, cât este f de 0? F de 0. După care rețetă mă duc? F de 0. După prima, sigur că 0 și 1. 1. 1. Pentru x2 egal cu radical din 2, atunci f de radical din 2, după care rețetă trebuie să da? După a doua. 2 minus 1. Și vine radical din 2, radical din 2, 2, 2 minus 1, 1. Și iată, am găsit două valori distincte, 0 și radical din 2, încât 0 are ca imagine pe cine? Pe 1. 1. Și radical din 2? Tot pe 1. Tot pe 1.
Două valori distincte cu aceeași imagine, înseamnă clar, funcția nu este injectivă. Rezultă, F nu este injectivă, da? Da. Și cu asta te mai trăiești. Cred că asta este o greșeală, pentru că nu la asta s-a referit autorul, da? Bine. Hai să vedem și un alt exercițiu. Ecuația în ea, radical din x minus 1, radical din x minus 1, plus x, egal cu 7. Hai că de asta e banală. Cum o facem? Ducem pe x în partea cealaltă, ridicăm la pătrat. Așa, dar înainte de asta, atenție. Condiții de extensie, pentru că este radical, radical de unii parte. X minus 1 mai mare egal decât 0, echivalent cu x mai mare egal decât 1. Adică x aparține 1 la plus infinit. Deci x aparține la 1 la plus infinit. Și acum, cum ne apucăm de lucru? Ducem pe x în partea cealaltă. Da. Avem un radical din x minus 1. Egal cu 7 minus x. 7 minus x. Ridicăm la pătrat. Da, ați în minte ce se întâmplă? Se adaugă soluțiile și trebuie să 7 minus x să fie mai mare decât 0. Deci punem condiția asta, 7 minus x mai mare egal decât 0, e ca și cum aș pune x mai mic egal decât 7. Deci x aparține, echivalent, x aparține de la minus infinit la 7. Și cele două intersectate înseamnă că x aparține la 1 la 7, da? Da. X aparține la 1 la 7. Deci, aici căutăm și la 1 la 7. Și acum, ridicat la pătrat, am pus, mi-am asigurat de fiecare etapă și apare x minus 1 egal cu 49 minus 14x plus x pătrat. Plus x pătrat. Întoarcem. Echivalent cu x pătrat minus 13x minus 13. Minus 15, cred. Minus 15, da. Minus 15 x plus 1 plus 50. 50, da. Plus 50. Egal cu 0. Și atunci x 1, 2 egal cu 15 plus minus radical din 225. Minus 4. Minus 200. 200, da. Supra 2. Supra 2. Și egal cu 15 plus minus 5 supra 2. Și o să am dat x sum egal cu 20 pe 2, 10. Și x2 egal cu 10 pe 2, 5. 5. Trebuia să fie unde x și? Între 1 și 7. Din una aparține, nu? Nu. Între 1 și 7. Deci nu este soluție. Este că x egal cu 5, soluție. 5 aparține între 1 și 7. Iată, a doua, prima s-a adăugat acolo, da? Da. Ecuația are sigur soluții x egal cu 5. Mergem mai departe să vedem alte chestiune, zice așa. Se dă radical, binomul radical din A, plus 1 pe radical din A, totul la puterea N. Unde A mai mare ca 0. Suma coeficienților binomiali ai termenilor de rang par este 128. Da. Adică combinări de n luate câte 0, plus combinări de n luate câte 2, plus, nu, a celor de rang par? Da. Adică al celui de al doilea, celui de al patrulea, da. Și al doilea este combinări de n luate câte 1. Am mai făcut o altă greșeală asta. Ți-ai minte, da? Da.
Combinat din latitudine 1 plus combinat din latitudine 3 plus combinat din latitudine 5 și mai departe, egal cu 128. Dar și alălora de ordin impar, dacă ar fost, egal cu acelor de ordin impar. Da. Și cât este suma coeficienților binomiali de ordin impar, egal cu acelor de ordin impar și egal cu 2 la n minus 1. 2 la n minus 1. Și 128 este 2 la... 2 la... Așa... Hai să vedem la 2 la 6 era 64. 64. Și era 2 la 7. Deci 2 la 7 e egal cu 2 la n minus 1. Adică nu e egal cu 8. Nu? N minus 1 e egal cu 7, nu e egal cu 8. Și acum știu la 8, vorbesc că ridicăm la 8. Și ce ne spune să se afle? Termenul care conține pe a la a doua. Păi, ca să găsim termenul care conține pe a la a doua, zicem te capul sumă, dar știu, nu? Te capul sumă, e egal cu? Egal cu combinul de 8, adică pe k, ori radical din a la 8 minus k. Radical din a la 8 minus k. Ori 1 pe radical din a, totul la k. Da. Și egal cu combinul de 8 la câte k, ori a la 4 minus k pe 2. A la 4 minus k pe 2. Ori 1 supra a la k pe 2. Sau a la minus k pe 2. Da. Nu? Da. Minus k pe 2, egal pe doar combinul de 8 la câte k, a la... 8 minus... La 4. 4 minus k pe 2 minus k. Da. K minus k pe 2 minus k pe 2 face minus k. Da. Și trebuie să fie egal asta cu a la... A la 2. A la 2, deci, nu? Dacă și mai dacă 4 minus k egal cu 2, atunci k... Deci 4 minus k egal cu 2, adică k... Egal cu 2. Egal cu 2, nu? Da. Adică T3. T3 este termenul care conține pe... Conține și... Determinație, că vezi cât e ceasul? Cât e... 47. 47. Vezi? Hai să-l facem și cu asta. Da. Și... Zice așa, mă? Să dau dreptele de 1 de ecuație 2x minus y plus 5 egal cu 0 și de dreapta de 2 mx minus y minus 2 egal cu 0. M egal cu cine? Punctul de intersecția determinați pe M așa că punctul de intersecție acestor două drepte se fie studiat prin directoarea a două axelor de coordonate. Așa. Punctul de intersecție a celor două. Deci, rezolvăm sistemul celor două. 2x minus y plus 5 egal cu 0 și mx minus y minus 2 egal cu 0. Adică aici egal cu minus 5 egal cu 2, cum se rezolvă sistemul. Deci egal cu minus 5 și egal cu 2, da? Da. Și dacă mulțim pe prima cu minus 1, echivalent cu minus 2 plus y egal cu 5 și mx plus y minus y. Nu, minus y, corect. Egal cu 2. Se reduce y-ul și vine x pe lângă y minus 2 egal cu 7. X egal cu 7 supra y minus 2. Și l-am aflat pe x. Cum l-am aflat pe y? Alocui... Mă duc în ecuație, dar știi y egal cu
5 plus 2, da? Plus 2 pe lângă... 5 plus 2 pe lângă... 2 așa plus 14 de dată. Supra e minus 2, da? Da. Și egal cu... 5m minus 10 plus 14 supra e minus 2. Face 5m plus 4 supra e minus 2. E minus 2. Și atunci avem punctul de intersecție, să rotăm cu A de coordonate 7 supra n minus 2 și respectiv 5m plus 4 supra n minus 2 supra m minus 2. Și prima bisectoare, pe prima bisectoare x cât y. Da. Deci x egal cu y sau y egal cu x tot timpul. Orice punct e la x-ul e cât y, da? X-ul este cât y. Iar pentru a lua bisectoare x egal cu minus y, minus y. Da? Sau y egal cu minus y. Da. X. Y egal cu minus x. Asta este ecuația cele de-a doua bisectoare. Și atunci înseamnă că y-ul, adică 5m plus 4 supra m minus 2 sunt egal cu minus x. Minus 7 supra m minus 2. E de parcă îmi spune că 5m minus 2, au numitorul același, 5m plus 4 se egal cu minus 7. Adică 5m egal cu minus 11. M egal cu minus 11 supra 5. Da. Și asta este răspunsul. Și ar mai fi încă o chestiune, dar nu avem timp. Da. O să discutăm ora viitoare, da? Alfa sin de 2 e alfa, știm că 3 sin de alfa și 2 plus de alfa plus 3 egal cu 0. Ne trebuie sinusul dumneavoastră. Da. O să discutăm asta mâine, da? Și odată ne oprim la jur aici. Astea au fost exercițiile făcute. Două variante venite aici, nu? Care am plimbat prin mai multe chestiuni. Aproape toată materia de clasa a 10-a făcută până acum. Deci, nu au fost chestiuni dificile. Unele mușele pe acolo, așa, am avut câte ceva de învățat. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!